Vă salut, dragi prieteni, și vă întâlnesc iarăși după ceva timp la rubrica dedicată cărții de pedagogie pe care o ținem și o promovăm aici la Casa Corpului Didactic din Galați. Astăzi vin cu un volum care a apărut la Editura 3, în aceeași colecție de educație și formare, care este coordonată de profesorul Lucian Ciolan, o colecție din care noi am tot prezentat cărți de-a lungul timpului. Și ajung cu bucurie și la cartea lui Robert J. Marzano, și anume Arta și știința predării, un cadru cuprinzător pentru o instruire eficientă. E probabil una dintre cele mai accesibile și mai utile cărți care a apărut în această colecție, o colecție care îmbină într-un mod cât se poate de fericit aspectul teoretic cu cel practic. Cartea lui Marzano este scrisă într-un limbaj care poate fi înțeles cu ușurință, nu face paradă și nici exces de termeni foarte tehnici, fiind în același timp o carte riguroasă și o carte care țintește, merge țintit către lucrurile care îndeobște li se par profesorilor dificile, mai ales atunci când se află la început de carieră. Cred că pentru a susține această pledoarie pentru caracterul cuprinzător al cărții e suficient să citez câteva dintre capitolele lucrării, cum procedăm pentru a stabili și comunica obiectivele educaționale, pentru a monitoriza progresele elevilor și a le aprecia succesele, cum procedăm pentru a ne ajuta elevii să asimileze noțiuni noi, ce trebuie să facem pentru a ajuta pe elevi să exerseze și să aprofundeze conceptele nou învățate, cum procedăm pentru a ne ajuta elevii să emită, să testeze ipoteze despre noțiunile noi, cum procedăm pentru a crește implicarea elevilor în procesul de învățare, cum procedăm pentru a stabili și menține o relație eficientă cu elevii și așa mai departe. Cu alte cuvinte, toate lucrurile care fac meseria noastră simultan dificilă și frumoasă sunt abordate aici și nu pot să nu apreciez deopotrivă și caracterul echilibrat, aș spune, al lucrării. E o lucrare care nu merge excesiv nici spre capătul, hai să spunem, progresist al spectrului teoriilor educaționale, nefiind în același timp nici o carte închistată, ultraconservatoare. E o carte care ia într-o manieră sintetică, filtrantă și conștientă lucrurile importante și dovedite ca fiind eficiente din tradițiile mai vechi și în același timp teoriile mai vechi sunt măsurate și puse în contrapartidă și uneori puse în aceeași barcă cu teoriile mai noi. Dacă ar fi să mă refer la un capitol, poate mai puțin, știu eu, valorizat astăzi și care se acordă mai puțin atenție astăzi, acela ar fi, de exemplu, cu titlul de mostră, capitolul care privește felul în care vom stabili regulile în clasa de elevi. Pentru că Marzano crede experiența regulii și a respectării regulii este formatoare, este fundamentală pentru creșterea în bune condiții și educarea în bune condiții ale copiilor. Abordarea este una algoritmică, sunt aici sugerați mai mulți pași, de exemplu pasul numărul 1. La pasul numărul 1 ni se spune să organizăm clasa pentru a eficientiza predarea și învățarea. Apoi, sigur, organizarea clasei cuprinde mai multe aspecte, de exemplu felul în care elevii capătă acces la centrele de învățare, la tehnologie, echipament, decorarea sălii, materialele, felul în care așezăm pupitrele, scaunele elevilor, felul în care determinăm și delimităm area de lucru și așa mai departe. Pasul numărul 2
privește, cum spuneam, stabilirea unui mix de reguli, iar aceste reguli ar trebui să privească comportamentul general în clasă, iar aici abordarea, să știți că este una diferențiată pe cicluri de învățământ și sunt date inclusiv exemple de asemenea reguli. Unele reguli sunt practice, pur și simplu se referă la modul nostru de a face propriu-zis anumite lucruri, altele sunt mai degrabă reguli axiologice care au menirea de a orienta valoric pe elevi. Discutați cu elevii, ne sfătește Marțanu, în legătură cu regulile și procedurile clasei. Revizuiți periodic regulile și procedurile, operând modificările necesare, organizați ședința cu clasa, ședințe cu clasa și așa mai departe. Cu alte cuvinte, regulile nu trebuie să fie arbitrare, regulile trebuie să fie negociate în buna tradiție a compromisului rațional și a dobândirii echilibrului între părți, dar fără doar și poate ele trebuie să existe. Experiența regulii este o experiență vertebrantă. Același spirit echilibrat, același spirit care evită excesele îl veți întâlni pe tot parcursul cărții, același spirit practic, aceleași abordări în cheia eficienței și a folosirii cât mai fericite a resurselor. Prin urmare, vă recomand cu toată bucuria și cu toată plăcerea cartea lui Robert Marțanu, iar noi rămâne să ne întâlnim săptămâna viitoare cu o nouă recomandare de carte. Mulțumesc, la revedere!